Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum, o niciodată, croiește-ți-a ta soartă, la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum, o niciodată. Azi celebrăm Ziua Națională a României. 1 decembrie 1918 este momentul în care s-a împlinit dorința românilor de viață. Unirea într-un singur stat național, unitar și indivizibil. La acest vis au lucrat generații întregi, fiecare generație punând câte o cărămidă pentru înfăptuirea lui. Trebuie să fim mândri că înfăptuirea Marii Uniri a început în Oradea, în casa avocatului Aurel Lazăr. Aici s-a semnat declarația de la Oradea, ce proclama dreptul românilor la autodeterminare. Acest act a stat la baza evenimentelor care au urmat, culminate cu Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. În aceste vremuri este important să rămânem uniți, să ne uităm la înaintașii noștri, să fim conștienți de efortul depus și de ceea ce au realizat și să ducem moștenirea mai departe, demni și în bună înțelegere cu celelalte etnii colocuitoare. Astăzi trebuie să privim trecutul cu recunoștință, prezentul cu responsabilitate și viitorul cu nădejdea în Dumnezeu. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români! Îmi spune și mie de ce ați venit la eveniment, în Piața Unirii? Păi, am venit fiindcă... Cu cine ai venit? Cu mama și bunica mea. Cu mama și bunica? Și ce se sărbătorește astăzi? Ziua României. Știi că anul ăsta nu va fi paradă militară. Anii trecuți ai mai fost? Da, mai fost. Și cum a fost în anii trecuți? A fost frumos ca și astăzi. Spune-ne, de ce ai venit în Piața Unirii? Să fac pietrecere. Faci pietrecere? Cu cine? Cu bunica. Știi ce este astăzi? Ce? Spune ce ai că știi. Și că e palat acum. Da, e foarte palat. Și ce sărbătorim astăzi? Ziua României. Ai venit cu părinții? Auzi-ne, Doamne, trebuie să mai auzi cu mine și da. Părinților. Ești foarte frumoasă. Cine te-a aranjat așa? Mama. Falnic și vita sficior, craiu mândroar, semnificația momentului este una cu totul și totul deosebită. Noi nu avem decât să urmăm exemplul înaintașilor noștri, să avem obiectivele lor aduse la zi, trasate foarte bine ceea ce înseamnă viitorul nostru și sunt convins că lucrurile vor fi bine, să vor merge bine mai departe. La mulți ani, România! La mulți ani, România! Sus, 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 la munte sus, 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 române sus, acolo-i și acudus, la vitra de sus, 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 sus.
casă, că ți-aducem pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Că ți-aducem pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Ți-aducem pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Ți-aducem pețitor, pețitor, sfântul nostru tricolor. Doamnelor și domnilor, ceremonialul militar dedicat Zilei Naționale a României s-a încheiat.